Vlad Sâmbădescu, a spus unul dintre membrii delegației argeșene care a reprezentat județul la expoziția mondială de la Milano, la care ați participat și ați revenit în țară de câteva zile. Ce ne puteți spune despre evenimentul SIC? În primul rând trebuie să vă mulțumesc că mi-ați acordat șansa de a face cunoscute activitățile noastre de la Milano. Așa este, am fost ambasadorul României și nouă județului pentru o săptămână la Milano, la expoziția universală Expo 2015, Milano Expo 2015. Sigur, a fost o reușită din partea noastră, a celor care au participat acolo. A fost o șansă unică de a fi acolo, de a ne regăsi printre acei care duc faima României peste hotare și asta ne-a mobilizat și ne-a impus o responsabilitate destul de mare. Zic eu însă că ne-am făcut cu prisosință datoria. Astăzi, de știm, să se sărbătorește și ziua ei. A fost și unul dintre subiectele care am văzut că s-au dat la evaluarea națională a elevilor, a absolvenților de clasa 8-a. Da, este îmbucurător faptul că se acordă atenția acestui lucru, tradiției românești, pentru că, să știți, tradiția este cea care ne mai menține pe linia de plutire. Folclorul și tradiția românească sunt printre puținele valori cu care noi ieșim, putem să ieșim cu fruntea sus în lume și, din păcate, sunt mai apreciate acolo decât la noi aici, în țară. E adevărat, mă bucură atenția care se acordă acestor tradiții românești în ultima vreme, pentru că, să știți, și la simularea care s-a dat în primăvară, sau s-a dat balada, deci aplecarea către folclor este îmbucurătoare și asta face ca, probabil, să se îndrepte lucrurile în viitor. Tocmai una dintre întrebări era faptul că dumneavoastră sunteți și calul didactic. Și ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, ce se întâmplă? Eu mi-am schimbat oarecum de ceva vreme profilul de activitate. Am lucrat înainte în silvicultură, am fost tehnician silvic, am lucrat în cadrul Ocolului Vidraru și am condus unul dintre cele mai mari districte silvice de la noi din zonă. Dar întâmplarea a făcut ca fiind la Doina Argeșului, la acest ansamblu, această orchestră, la ansamblul Doru și la Doina Argeșului, să optez pentru a-mi, eu știu, desăvârși și studiile muzicale și am absolvit facultatea de muzică, pedagogie muzicală, în cadrul Universității din Pitești. Sigur, după aceasta m-am reorientat oarecum și am căutat să transmit ceea ce eu transmit de pe scenă, să transmit în mod direct și celor mici, pentru că, să știți, contează foarte mult. E mare păcat că această disciplină, artele, muzica în general și cu desenul, au fost neglijate în școli și, iată, copiii nu mai au acea sensibilitate pe care o aveam când eram ca ei, are mare importanță și aceasta, pentru că muzica este hrana sufletului. Și atunci, sigur, m-am reorientat, vă spuneam, spre această carieră didactică. Părinții mei, de fapt, au fost profesori și cred că una dintre marile bucurii ale tatălui meu, care, de fapt, singurul care ne crește, mama, s-a pierdut acum câțiva ani. Și m-am reorientat, spuneam, spre activitatea didactică. Așa, dar am ajuns profesor de educație muzicală la Răduleț, la Galeșu, unde e un colectiv de oameni extraordinari, și la câteva școli din apropierea orașului Curtea de Argeș, Ticveni, Bârsești,
Cicănești și Loredana. Ansamblul Doina Argeșului va trăi mâine un moment aniversar. Despre ce este vorba? Sigur, e un mare eveniment cultural care se va produce la nivel de județ și nu numai. Acest brand al României, Doina Argeșului, împlinește mâine 60 de ani de existență. Se pregătește un spectacol deosebit, un regal de muzică, un regal folcloric, să spunem, la Teatrul Alexandru Davila din Pitești și vă lansez de acum invitația și dumneavoastră ca să participați la acest minunat spectacol. Mai devreme, la ora 16, spectacolul va avea loc la ora 18. La ora 16 va fi în foaierul teatrului, o lansare de carte și un CD, Doina Argeșului. Așadar, dragi argeșeni, vă invităm la spectacol și la aniversarea Doinei Argeșului. Sunteți conducătorul și inițiatorul unui grup vocal bărbătesc la Topoloveni. Este vorba despre Haiduci și Vlăbici. Ce puteți să ne spuneți despre existența acestui grup? Da, acest grup este un grup relativ tânăr, dar cu perspective. Asta în cazul în care nu se întâmplă niște lucruri despre care eu n-aș dori să amintesc deocamdată, pentru că acest grup este alcătuit din preoți, activează în cadrul Casei de Cultură preot Ion Ionescu din Topoloveni, iar eu sunt coordonatorul său. Am fost și inițiator împreună cu domnul primar Gheorghiță Bățâlcă, și Emil Antohi, directorul Casei de Cultură. Emil mi-a fost coleg la DOR, la Pitești. M-a solicitat și eu veneam oarecum cu experiența în spate, cu experiența creierii grupului Rapsozii Argeșului de aici, din Curtea de Argeș, unde împreună cu domnul acum viceprimar Cristi Mitrofan, la vremea aceea era managerul Centrului de Cultură și alte George Tocurceanu, și cu Gigi Ordeghescu, colegul meu de cântec și prietenul meu, am constituit acel grup Rapsozii Argeșului prin 2007, cred. Și vedeam, spuneam, cu această experiență în spate. Avem deja două albume, grupul s-a creat în 2012, avem deja două albume, Cine a zis Dorului Dor, primul album, pe care l-am realizat în 2014, și Multe Doruri Sunt pe Lume, cel de-al doilea album, pe care l-am realizat acum, în acest an, în primăvara acestui an, la cărui lansare am avut-o în martie. Și iată, dorul se regăsește și peste tot în activitatea mea, și dorul este un cuvânt unic și intraductibil în alte limbi, așa că ne aplicăm cu dor spre dor. Așadar, vă spuneam, sunt niște, întâlnim niște piedici, să spunem așa, din partea unor personaje, dacă cum se zice, care nu văd cu ochi buni aceste realizări ale noastre și încearcă pe anumite căi, eu știu, să stopeze activitatea noastră. Eu le spun pe această cale că nu o să reușească, probabil. O să schimbăm multe pe acolo și printre oameni o să schimbăm și grupul va exista și va continua activitatea. Și în încheiere, vrem să vă întrebăm unde vă pot vedea argeșenii în perioada următoare? Care este programul lui Grațian Bădescu pentru următoarea perioadă? Da, le spun argeșenilor că m-am cam adunat pe acasă. Am umblat mult în vara aceasta. Am fost, iată, plecat în două turnee, deci în turneul. Unul dintre ele a fost turneul la Ankara, în Turcia, cu ansamblu Hora de la Albești de Argeș și de prietenul meu, Stelică, Ilie Sterian, colegraful acestui ansamblu și directorul Căminului Cultural de la Albești, mi-a solicitat sprijinul. Și apoi am plecat la Milano, la o săptămână după ce am revenit din Turcia, am plecat la Milano. Acum o să mai stau pe acasă, în zona noastră, voi fi aici de găsit. O să avem spectacole împreună cu Doina Argeșului și cu
grupul de haiduci cu ansamblu Ciudean de la Topoloveni. Vom fi la Brăduleț foarte curând, pe la Festivalul Cașcavalului, sigur că da. Salut pe această cale și intențiile bune ale domnului primar de acolo, Alecu Evlampie, care se zbate să iasă un lucru bun și frumos și le asigură oamenilor 3 zile de festival, 3, 4 și 5 iulie. Apoi la Domnești, la spectacolul oferit cu ocazia Zilei Comunei, la Mălurențe, care, și apoi o să avem și niște ieșiri din județ, pe la Balș. Mi se pare, încă nu știu toate datele despre aceste spectacole care vor urma, dar în general voi fi acasă. Vă mulțumim și mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând voi răspunde cu plăcere solicitărilor dumneavoastră.